Te poți învârti prin casă de câteva ori fără să amețești? Află că Tony Hawk tocmai a realizat un 720, adică s-a rotit de două ori în jurul propriei axe, în aer, cu tot cu skateboard. Iar el are 52 de ani. Oh my. Trecul este cu atât mai greu de realizat, cu cât Tony a avut de curând câteva degete dislocate. După ispravă, Birdman a recunoscut că s-ar putea să fi fost ultimul 720 din carieră.